Și astăzi o să învățăm cum să primești primele tale criptomonede într-un portofel de criptomonede folosind Coinbase. Lecția este destul de simplă și nu implică alte lucruri. Am să-ți arăt direct platforma. Am să punem aici ca să float on top, ca să rămânem deasupra. Ok, acum se vede și ecranul meu. Deci, tot ce trebuie să faci este să intri pe Coinbase folosind linkul meu de afiliere. Este un link de afiliat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că atât eu cât și tu, dacă te înregistrezi folosind linkul meu și neintrând în mod obișnuit pe Coinbase, vom primi fiecare dintre noi criptomonede în valoare de 8 euro. De fapt, Bitcoin în valoare de 8 euro. Eu pentru că tu te-ai înscris, tu pentru că te-ai înscris pentru linkul meu. Deci n-are nicio relevanță ca să te înscrii pe Coinbase fără să folosești linkul meu de afiliere, pentru că vei pierde acești 8 euro. Prin urmare, te invit să folosești. Am pus linkul, dacă te uiți la acest videoclip la mine pe blog, l-am pus și în articolul de pe blog, dar dacă te uiți la acest videoclip direct pe YouTube, am pus în descriere linkul, dar am pus și în primul comentariu la care i-am dat pin acolo și poți să-l intre. Deci primul pas este să-ți faci un cont pe Coinbase. Tot ceea ce trebuie să faci este să introduci prenumele, numele aici, să bagi o adresă de e-mail, să-ți alegi o parolă. Trebuie să ai peste 18 ani. În cazul în care ai sub 18 ani, va trebui să folosești datele părinților și să-i anunți legat de treaba asta, pentru că există posibilitatea ca după ce apeși butonul ăsta Create Account să-ți ceară anumite detalii legate de tine și dacă nu ai vârsta necesară, s-ar putea să nu le poți oferi. Da? Bun, eu sunt deja autentificat. În schimb, o să-ți arăt, nu trebuie să cumperi Bitcoin, nu trebuie să faci nimic. Ce-i drept, ca să primești ăștia 8 euro, va trebui să cumperi sau să vinzi de în valoare de minim 84 de euro. Deci nu e suficient că ți-ai făcut contul și gata, te trezești cu 8 euro în cont. Atenție, adică nu, să nu ziceți că va păcăli cineva. Dar e clar că dacă vei face la un moment dat tranzacții, acest link de afiliere pe care te-ai înregistrat prin linkul meu îți va oferi clar niște beneficii, pentru că Bitcoin în valoare de 8 euro nu este din drum și este ok. După ce ți-ai făcut contul, după ce ți l-ai confirmat, pentru că va trebui să introduci număr de telefon, pentru că Coinbase ce este? Coinbase este atât o piață de schimb de criptomonede, cât este și un portofel de criptomonede. Adică practic poți să faci tot într-un singur loc, nu mai ai nevoie de portofel separat, nu ai nevoie de platformă separată și așa mai departe. Și atunci ideea e în felul următor, trebuie să fie securizat și de aceea ai să vezi că o să-ți ceară niște pași de securizare, adică nu te vei autentifica doar prin user și pe parolă, te vei autentifica și cu un cod care îți vine pe telefon. Ok, după ce ți-ai făcut contul din Coinbase, în momentul în care te duci aici pe Home, și îți vezi toate portofoliile și așa mai departe, vezi ce Bitcoin ai, ce așa, ăsta va fi practic contul tău. Acum e clar, e contul meu, dar numai ca să vezi. Trebuie să apeși aici, ai să vezi Earn Free Crypto with Coinbase Earn. Și ce te pun ăștia să faci? Să înveți despre anumite cryptocurrencies și să le câștigi gratuit. Ce poate fi mai fain? Adică cu ocazia asta te și înveți ceea ce trebuie să tranzacționezi, dar să le și câștigi. Eu, spre exemplu, cred că am luat deja toți bănuții, am câștigat deja earn 6 dolari Maker, da? Maker și îți spune exact ce este. Maker este o platformă descentralizată, etc. Citești despre fiecare și câștigi. Iată, am câștigat 6 dolari și în criptomoneda asta numită Celo, am câștigat 6 dolari și în criptomoneda Maker, am câștigat 6 dolari și în Algo. Deci până acum am cripto 6, 12 și cu încă 6, 18 dolari numai câștigați în dimineața asta în aceste criptomonede. Ia să vedem dacă mai am altceva. Uite, Stellar Lumens, care este o criptomonedă mult mai cunoscută. Ia să vedem. Îți oferă Stellar Lumens în valoare de 50 de dolari. Mi se pare super tare. O să fac imediat cursul ăsta. Kyber Network, ia să vedem ce mai au ăștia, nu spun exact ce oferă, o să dau pe view. Orchid nu spun ce oferă, Tezos, cred că mai întâi trebuie să facă, uite, iarăși pot să încep cursul și să fac 50 de dolari prin EOS. Hai să vedem la acești Stellar Lumens, apăs, Learn Stellar, hai să vedem, fac împreună cu voi. Get Starter, Beginner Lessons, câștigă 2 dolari. Deci ai o grămadă de lecții aici, o să facem câteva.
Câștigă $2, get started, apăs. $2. Ce este Stellar? Earn. Hai să vedem. Și mi-apare aici un videoclip în care îi dau, ia să vedem. I-am tăiat sunetul, cred că. Today's global financial infrastructure has a big communication problem. Okay. There are a lot of different currencies. Sunt videoclipuri scurte în limba engleză de 2-3 minute, dar în principiu vă spun un secret. Răspunsul se află, de cele mai multe ori, se află direct în descriere. Deci, what is Stellar? Stellar unites the world financially așa, so money can flow quickly and cheap between banks, businesses and people. Și acum întrebarea. Ce este Stellar? Select the answer to earn $2 in SLM. A new system for file storage, nu este. A decentralized protocol that unites world's financial și engleză de Iliescu, am frate, când mă aud acum. Așa, crypto lending, privacy, blockchain, ăsta e. Scrie clar. Ce este? Between banks, businesses and people. Hai să dau click pe ăsta să văd dacă îmi dă bani. Dacă am găsit răspunsul corect. Gata, am găsit. Am câștigat $2 în XLM. Ia să mă duc mai departe. Next. The Stellar Network has his own cryptocurrency, Stellar Lumen. Da, asta știam. Lumen facilitează. Stellar is a platform that connects banks, payment systems and... În cazul în care nu-ți dai seama de aici, clar, asculți videoclipul până la capăt, dar eu cred că 3 minute, 2 minute, 24 de secunde pentru câte $2 merită. Plus că și înveți despre cripto. Adică și așa lumea asta cripto e destul de, nu dificilă, dar nu toată lumea o înțelege, nici eu nu înțeleg, să fiu sincer, în 100%, adică nu sunt un expert în cripto sau ceva de genul ăsta. What are Stellar Lumens used for? Paying for destiny, așa, style. Ia să vedem mai întâi ce scrie aici. Has his own cryptocurrency, Stellar Lumens, facilita low cost universal on Stellar. Paying universal, uite, universal payments, low cost. Ia să vedem. Gata, încă $2. Bun, deci ați prins ideea, iarăși, sending remittance. Și aici, iar, după ce citesc, mai câștig $2. Ați prins ideea? She lives in the United States. Da, mă, tași din gură, am înțeles cine ești. Bun. Gata. Nu vă mai lungeți videoclipul ăsta, că de obicei lumea nu dă click pe videoclipurile lungi, are senzația că e foarte dificil să câștigi cripto și așa mai departe. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog frumos, ajută-mă cu un share să afle și prietenii tăi, mai ales că nu te costă nimic și tu nu pierzi nimic, din contră, bagi mai multă lume în sistemul ăsta, criptomonedele văd că iarăși cresc acum în urma alegerilor din Statele Unite. Eu nu te sfătuiesc, atenție, să investești, asta nu este un sfat de investiție, nu este un sfat de cumpărare, criptomonede o faci pe propria ta răspundere dacă cumperi, dacă dai banii pe așa ceva, nici nu-ți recomanda, nici nu-ți interzic, doar ți-am explicat cum să-ți faci un cont pe Coinbase și să înveți despre criptomonede astfel încât să câștigi anumite tipuri de criptomonede în valoare de niște bani. Adică eu cred că la sfârșitul zilei poți să ai criptomonede dacă stai toată ziua de peste 100 și ceva de dolari în valoare de criptomonede. Bun, te rog tare mult, dă-mi un share la acest videoclip să ajungă la cât mai multă lume, apasă butonul de like, rupe butonul de like acolo, lasă-mi un comentariu cu absolut tot ce trece prin cap ca să aducem videoclipul ăsta în trending dacă se poate și să afle cât mai multă lume despre el și neapărat abonează-te la canalul meu de YouTube și apasă clopoțelul de notificări astfel încât să fii la curent când mai public ceva nou. Vorbesc despre tehnologie, despre internet, despre marketing, uneori despre cripto, iarăși acum, alteori vorbesc despre motociclism și despre sănătate, stil de viață, fitness. O să vedeți, o să am foarte multe chestii interesante pe canal pentru toate vârstele, pentru toate persoanele. Eu sunt Gabriel Ursan, rămâneți sănătoși, stați senini și fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, pentru că aveți foarte multe lucruri și nu uitați niciodată că sunteți oameni. Toate cele bune! Pa, pa!